Adăpostul de noapte din Mediaș funcționează zilnic pe strada Luncii pentru persoanele care nu au o locuință. Acesta le oferă persoanelor în nevoie servicii sociale, un ceai cald și un pat curat. Programul adăpostului de noapte este între orele 19 și 7 dimineața. Capacitatea sa este de 15 locuri, dar poate fi majorată la nevoie. Dacă temperaturile foarte scăzute vor persista și în zilele următoare, adăpostul va fi deschis 24 din 24 de ore. De asemenea, angajații direcției de asistență socială sunt pregătiți să intervină în vederea identificării, preluării și cazării persoanelor fără adăpost. Deoarece pentru zilele următoare meteorologia anunță temperaturi scăzute de parcursul nopții, direcția de asistență socială media s-a pregătit adăpostul de noapte de pe strada Lungii pentru această perioadă. Adăpostul este deschis atât pentru persoanele fără adăpost, cât și pentru cei care locuiesc în adăposturi improvizate sau în locuințe fără încălzire, inclusiv în timpul zilei, dacă temperaturile se mențin foarte scăzute, urmând ca locurile să fie suplimentate. Cei care ajung la adăpostul nostru vor beneficia de toate serviciile sociale care se impun în aceste cazuri, respectiv servicii de deparazitare, un ceai fierbinte și un pat curat. Adăpostul de noapte funcționează zilnic de la ora 19 până la ora 7 dimineața, iar pe perioada de ger, programul adăpostului de noapte se prelungește, acesta funcționând 24 din 24 de ore. Pe lângă faptul că angajații direcției de asistență socială sunt pregătiți pentru a interveni în vederea identificării, preluării și cazării persoanelor fără adăpost, îi rugăm și pe medieșeni ca în cazul în care identifică pe stradă astfel de persoane să se adreseze Poliției Locale Mediaș la numărul de telefon 0269 841 394.